Variola maimuței a fost considerată o boală rară. Cu toate acestea, în ultima perioadă, a început să se răspândească repede și să apară și în Europa. Organizația Mondială a Sănătății vorbește despre o posibilă instruire a situației de urgență. Totodată, caută soluții pentru stoparea virusului care suferă mutații. Variola maimuței stârnește îngrijorare în Europa, unde au început să apară cazuri noi în ultimii 2 ani. În România nu au apărut până acum cazuri, însă iată cum putem recunoaște boala, cum se transmite și cum poate fi prevenită. Virusul care declanșează variola maimuței s-a răspândit masiv și continuă să dezvolte mutații în zonele slab dezvoltate din Africa. Primele infectări cu virusul care declanșează variola maimuței au apărut în Africa Centrală și de Vest în urma consumării de carne de vânat. Ulterior, boala s-a răspândit de la om la om. În ultimii ani, variola maimuței a apărut în Spania, adusă de către emigranții din Africa, iar de aici s-a răspândit în diverse state europene. Variola maimuței este considerată încă o infecție virală rară, cu infectare umană accidentală. Cu toate acestea, peste 20.000 de cazuri au fost raportate în Uniunea Europeană în timpul epidemiei din 2022. Virusul acestei boli nu se transmite prin aer, fiind mai puțin contagios decât virusurile gripelor. El se transmite doar prin contact prelungit cu o persoană infectată, prin atingerea pustulelor cu lichid sau prin consumul de carne exotică infestată. Așadar, în România există riscul să apară unele cazuri sporadice, dar nu se poate spune că există un risc de epidemie. Primele simptome sunt la apariția unor leziuni roșii pline cu lichid alb sau puroi. Erupția cutanată apare la 1-3 zile de la debutul febrei. Veziculele roșii cu vârf alb dur și dureros apar mai mult pe față, pe mâini și pe picioare decât pe trunchi. Conform aceleia surse, persoanele care au fost deja vaccinate împotriva variolei în copilărie au o anumită doză de imunitate și un risc foarte scăzut de a face boala, relatează realitatea.net.